Donație importantă pentru Spitalul General CF din municipiul Pașcani din partea Societății Electroputere VFU. Zilele trecute, unitatea medicală devenită suport COVID-19 a primit un aparat utilizat pentru ventilație non-invazivă și echipamente de protecție. De asemenea, cu ajutorul sponsorului nostru Electroputere Pașcani, am reușit să achiziționăm un aparat CPAP, care ajută la o ventilație non-invazivă a pacienților care au necesar suplimentar de oxigen. Ținem să le mulțumim pe această cale pentru ajutorul acordat. De asemenea, tot cu ajutorul dumnealor am reușit să mai achiziționăm echipamente de protecție. Această donație completează demersurile instituției spitalicești pentru deschiderea unei secții ATI COVID. Între timp, Spitalul General CF Pașcani s-a organizat și din fonduri proprii a continuat achiziționarea de aparatură medicală. Au fost livrate pentru compartimentul de ATI un EKG și un analizor de gaze. În ceea ce privește necesitatea unei cantități mai mare de oxigen pentru pacienții infectați cu SARS-CoV-2, în această săptămână au fost livrate și restul de 18 concentratoare de oxigen, urmând ca în perioada următoare să fie puse în funcțiune, în măsura în care instalația electrică va fi recalibrată. Au fost livrate în această săptămână și restul de 18 concentratoare, urmând ca după calibrarea instalației electrice să poată fi puse în funcțiune. În momentul de față se instalează stația centrală de sterilizare. Tot la capitolul achiziții, tot din fonduri proprii, spitalul a achiziționat un ecograf multifuncțional. Din venituri proprii s-a cumpărat un ecograf multifuncțional, iar pentru cabinetul de oftalmologie s-a instalat un perimetru computerizat. Pentru a putea efectua atât ecografii abdominale și pelvine, cât și ecografii pentru cord, ecocord și ecografii musculoscheletale. Unitatea medicală solicită în continuare sprijinul comunității locale prin donații de echipamente, soluții dezinfectante și ajutor în amenajarea diverselor construcții. Rămâne deschisă solicitarea comunității locale să ne ajute să mai achiziționăm echipamente de protecție și orice donație, atât în natură cât și în bani, este binevenită. De asemenea, vrem să reorganizăm în zona de internări un fișier în care să organizăm fișele de internare ale pacienților, vrem să organizăm o tablă magnetică în care să putem nota lucrurile pe care trebuie să le țină minte și care se trebuie transmise de la o tură la alta, lucrurile importante. Amenajările din curtea spitalului continuă și vor fi în continuare pe lista de activități ce trebuie desfășurate. Menționăm că din 16 octombrie, de când Spitalul General CF Pașcani a fost declarat spital suport COVID, până în prezent au fost internați 156 de pacienți. Vineri erau internați 34 de pacienți din Pașcani și din zonele limitrofe.